Păi dar de, de ce trebuie să aleagă între mamă și soție? Păi dacă ele sunt în conflict. Hotărăște, păi, ești bărbat păi, în toată firea. Păi dar de, de ce trebuie să ajungă în conflict? Uite, așa e lumea făcută. Dacă n-ai fost atent de la... Mărgar să o fie ales o după, știți că există criterii de-astea inconștiente. Una care seamănă cu maica mea Și mulți se însoară cu fete care seamănă cu mamele lor și atunci problema este rezolvată. Și... și invers. Fete care sunt mărită cu bărbați care uh, reproduc imaginea tatălui. Pentru că, din ce am mai citit, tații sunt prima mare iubire a da, celor. Este. Trebuie să ai grijă dacă ești tată de fată, să o încurajezi, să-i dai uh, confirmări pozitive, să se simtă apreciată ca fată și ca viitoare femeie, ca domnișoară de tatăl ei. E foarte important pentru încrederea ei în viață. Dar asta nu făceți complimente fetelor.